Proiectul privind organizarea Ministerului de Interne prevede că Departamentul pentru Situații de Urgență coordonează integrat la nivel național și asistența medicală de urgență, potrivit legii. Formularea a stârnit revolta Ministrului Sănătății, care arată că nici nu a fost cerut avizul de la Sănătate. Alexandru Rafila a explicat că 91% din servicii sunt realizate de ambulanță și de unitățile de primiri urgențe, iar 9% de SMURD, care lucrează uneori cu medici din UPU. Eu personal nu am de ce să accept o astfel de variantă, pentru că atâta timp cât sunt ministrul sănătății, sunt responsabil pentru sistemul de sănătate. Eu sunt gata să-i cedez domnului Arafat poziția de ministru al sănătății sau să vină ca și secretar de stat. Departamentul pentru situații de urgență transmite că dispozițiile din proiect sunt prevăzute expres în ordonanțe de urgență în vigoare, iar acum DSU coordonează operațional și serviciile de ambulanță, pe lângă unitățile de primiri urgențe. În plus, susține că Ministerul Sănătății nu a fost consultat, tocmai fiindcă proiectul integrează articole din actele normative în vigoare. În măsura în care sunt necesare clarificări între ministere, cu siguranță acestea se vor produce. Această dualitate a sistemului de asistență medicală de urgență este de fapt o disfuncționalitate a sistemului sanitar și dacă cei doi miniștri se pun de comun acord, se elimină o bună parte din paralelisme și din deficiențe de management care nu pot fi rezolvate atâta timp cât nu există o subordinare unitară. Activitatea dintr-un spital și activitatea medicală nu poate fi asigurată decât printr-un sistem integrat de coordonare, atât administrativ cât și operațional. Alexandru Rafila a anunțat de curând că vrea ca SMURD-ul, unitățile și compartimentele de primiri urgențe să treacă în subordinea și coordonarea Ministerului Sănătății. Acum acestea sunt coordonate operativ de Departamentul pentru Situații de Urgență, iar angajații au statut de militari. Șeful DSU, Raed Arafat, a răspuns că sistemul funcționează perfect și nu vede rostul mutării.